Reprezentanții poliției locale spun că mașinile care zac abandonate prin parcările din Medgidia ar putea să devină o amintire. Străzile din Medgidia sunt împânzite cu mașini care nu au mai fost folosite de ani buni. Cei care nu răspund la somațiile poliției locale riscă să primească o amendă sau chiar să li se ridice rabla. Oamenii Legii au început campania de identificare a mașinilor abandonate pe domeniul public. Pe autoturisme se va lipi o somație, precum și procesul de abandon. Se va face o adresă către proprietar care, în termen de câteva zile, trebuie să-și ridice mașina de pe domeniul public. Definiția vehiculului fără stăpân este acel vehicul de orice categorie, fără plăcuță de înmatriculare sau alte marcaje oficiale, staționat pe domeniul public sau privat al statului, al cărui proprietar sau deținător legal este necunoscut. Mașinile ridicate pot intra în patrimoniul administrației locale în cazul în care nimeni nu le revendică. În evidența poliției locale în ultimii trei ani de zile au fost identificate ca posibil abandonate un număr de 10 autovehicule. Până acum, în evidența poliției locale din Medgidia, sunt înregistrate 10 astfel de autoturisme.